Bună ziua, de aici de pe canapea începe noul vlog cu Andrei, care montează niște rafturi. Vă spuneam în vlogul trecut că duminică a fost ceva expoziție cu mașini și Andrei a fost să arunce și el o privire pe acolo. Și au venit acasă cu o mașinuță, cu o machetă, doar că nu are loc unde să o pună, așa că rezolvarea e să mergi la Ikea să mai iei niște rafturi. Și asta au făcut. Și să vedem procesul și ce urmează. Partea bună este că avem și bormașină. Uite, are și meșteri de ajutor. Să mă ajut un pic, că se trage, nu știu dacă o să poată să mă ajute. Sigur, stai să facem rezumatul. Am fost la Ikea, Andrei, au luat 3 cutii din astea, pe care urmează să le pună aici în continuare și era o problemă că nu știm unde sunt firele de la aerul condiționat, dar aparent există o unealtă specială pentru a detecta unde sunt firele în perete. Nici nu știam că există așa ceva. Are un prieten și a fost Andrei să le împrumute. Poate ar trebui să ne luăm și noi. Hai să vedem și revenim apoi cu rezultatul și alte actualizări. Toate aceste cutii înseamnă mai mult spațiu de depozitare pentru mai mult Lego. Când apare pisica? Nu știu. Hei, hei, lasă-o și pe ea. Ginger! Ginger, lasă-o tata și pe ea. Ginger, lasă-o mama și pe ea să vadă. În iunie apare o pisică de la Lego, un tuxedo. Și mă gândesc să îl punem în dormitor la tine pe noptieră. Hai să vedem ce s-a întâmplat aici. N-a rezistat banda asta și aseară a căzut o parte dintre beculețe și peste noapte cred că a căzut și acolo. Așa că i-am dat test lui Andrei să meargă și la Dedeman să ia bandă dublu adezivă din asta transparentă, că e mai rezistent decât asta cu care au venit speculețele. Dar arată super trim. Aseară am stat și am citit aici pe balcon. Va trebui să șterg puțin geamul ăsta, să-l spăl puțin și să vin să mă ocup și de trandafir. Nu, bun, hai să vedem. Deci, așa e pe verde, e pornit, da? Împing un pic pe perete, ca să se lipsească. Și acolo e firul. Acolo e firul. Aici este un fir. Așa face la fir, așa face la metal. Pentru că dacă îl duc aici, depistează colțarul la metalic. Cum îl cobor, piu e peste tot. Mă rog. Dacă nu... Deci... Aici este un fir. Okay. Sau detectează un fir. Și aici este ceva metalic. Deci nu știu exact ce e pe aici. Ok, cert este că acolo unde e cu roșu, aici nu dai cu... Da. Aici... Aici îmi detectează probabil suporția de la asta și asta. Aici la priză nu detectează nimic decât asta. Adică îmi detectează priza. Ok, mi se pare foarte util. Foarte util aparatul ăsta. Nici nu știam că există așa ceva, dar mi se pare genius. Mai ales dacă nu știi pe unde sunt fire, trase, chestii, nebunii, să nu faci vreo boacănă. Și aici este peretele pătat. Aici stă placa lui Andrei. Da, și știu de la ce s-a făcut așa. De la ce, ia zi? De la căldură și de la ceara de pe snowboard. De la țigari. Da, păi ideea este că oricum se rezolvă. Soluția e fie să pui o placă să maschezi în continuare sau să te duci să faci pe meșterul să văruiești aici. One eternity later. Așa arată. Aerul condiționat funcționează. Deci nu s-a atins niciun cablu. Și arată bine. Drăguț. N-am mai fost de mult să duc sticlele la reciclat, așa că s-au strâns două sacoșe și dau o fugă până la Lidl să fac și eu un ban cinstit. Am fost la Lidl și bineînțeles că nu m-am întors cu mâna goală. Am luat un pachet din ăsta de biscuiți. Am găsit niște lapte cu ciocolată care, nu știu, mi-a atras atenția și am zis să îmi iau un pachet din ăsta de 6 cutiuțe. Am luat cola și un lapte condensat pentru cafea. Și m-am oprit și la gogoși și mi-am luat una cu caramel sărat și lui Andrei am luat cu căpșuni și mentă. Din Dedeman mi-au picat din nou becurile, așa că vreau să caut niște călvige din alea super mega rezistente, tot așa transparente, și am venit repede până la Dedeman și acum caut, m-am uitat acolo unde sunt luminițele, dar nu sunt și chestii adiționale, accesorii, așa că mă uit să văd ce și unde găsesc și poate mă întorc la raionul ăla de becuri să mai iau ceva, dar nu sunt sigură. Teoretic aici ar trebui să fie, dar nu cred că mă uit bine. Uite, din asta îmi trebuia Extreme Conditions, dar nu e... Dezlipiciul ăsta este excelent pentru a dezlipi orice formă de adeziv și văd că e și un din ăsta mai mare. Și mă uit la asta. Până în scotor le-am găsit. Asta e aici. Și am luat două seturi să fie. Asta este banda pe care mi-a luat-o Andrei, dar nu știu ce n-am făcut bine ieri. Gata, great succes, am găsit ce căutam la Dedeman, am mai luat și alte chestii extra, pentru care două plante super drăguțe pe care se le pun pe balcon și mă îndrept acum spre casă să rezolv problema cu luminițele. Nu am mai luat și alte becuri sau accesorii din astea cu lumină pentru balcon și apoi mai stau un pic, chiar diseară merg la evenimentul Sephora, abia aștept. Imediat după muncă m-am urcat în mașină și mă duc să mă văd cu prietena mea, Roxana. Ia uitați, o floricică între floricele. Tu! Astea sunt plantele pe care le-am luat de la Dedeman. Îmi plăcut tare mult cum arată. și o să le pun pe balcon. Ghivece drăguțe. În drum spre Dedeman m-am oprit și la o piață, nu la Obor, unde merg de obicei, și am găsit corcodușe, am găsit și cireșe din astea bune, am găsit și porumb. Cele pe care le-am cumpărat în weekend de la Obor au fost neașteptat de bun și am mai luat și două pere. Iar de la Dedeman, pe lângă cârligii ăia, am luat și niște saci din ăștia de gunoi. Eu sunt în căutarea sacilor de gunoi perfect care să nu se rupă. La un moment dat erau cei din DM, doar că nu mai găsesc din ăștia micuți. Și erau și la Lidl, doar că nici din ea nu mai găsesc. Așa că am luat să îi încerc pe ăștia. Am luat bandă dublu adezivă din asta super mega strong și am luat și un pachet de cârpe, pentru că cele pe care le am din microfibră mă enervează teribil pentru că lasă mereu urme. Și nu mă refer la urme așa dâre de detergent sau ce o fi, ci la... la scame. Scame negre, nu știu de unde, pur și simplu se formează așa niște chestii care rămân pe suprafețele pe care le șterg, așa că am zis să iau din astea. Gata, am plecat spre evenimentul de la Sephora. Ăsta este outfit-ul. Am zis că parcă nu se potrivește cămașa asta, dar mie îmi place, adică nu e nimic prea extra aici. Acum așa albă, blugi, adidas și colorați. Și ăsta este machiajul. Bună ziua, este o nouă zi, este miercuri, sunt cu același maieu, cu altă cămașă, cu aceeași nuanță de ruj, doar că alt ruj și alt machiaj. Și mă aflu aici în bucătărie pentru că am colete, am o sacoșă de la Nespresso, am o carte și un pic mai târziu o să vă arăt și goodie bag-ul de la Sephora, o să vă povestesc puțin despre cum am fost ieri la eveniment și o să intrăm puțin și în coletele pe care le-am primit astăzi. Cred că trebuie să mai ajungă încă unul, am primit mesaj de la un curier care niciodată nu mă sună, dar urmăresc în aplicație să văd când o să fie livrat ca să cobor după el. Și am fost până la Nespresso pentru că lipsea ceva din casa asta și anume un Aerocino. Am luat Aerocino 4 care arată așa și deși am băut deja două cafele, vreau să mai beau încă una ca să folosesc aparatul ăsta de lapte. Și cum am ajuns la a achiziționa acest accesoriu este printr-o vecină, printr-o prietenă care a și făcut un curs de barista și îmi tot povestea așa entuziasmată și nu mai știu exact cum am ajuns ieri la discuția asta referitoare la lapte. Eu i-am zis că îmi pun pur și simplu lapte în cafea și aia e și eu zis că nu există așa ceva, nu se poate, că trebuie spumă, că trebuie nu știu ce și mi-a zis că are un aparat din ăsta de la Nespresso și am zis ok, hai că mă duc să mi-l iau și eu și am dat o fugă repede până la Nespresso, mi-am luat aparatul și vreau să îl spăl, să-l pun în funcțiune, după care o să vreau să fac și decalcifierea la aparat și chiar mă gândeam că am toate nebunile, am fierbător de apă, am bolul ăla pentru mixat să nu zboare compoziția când fac prăjituri sau folosesc mixerul, am Nutribullet-ul, am și un blender și nu aveam chestia asta pentru lapte, să îmi fac așa o cafea cu spumă de lapte și partea bună este că pot să și încălzesc laptele astfel încât să îmi fac fie ceai latte, fie să îmi fac ciocolată caldă ca să nu mai folosesc ibricul și aragazul. Și apropo de lapte și de spumă de lapte, am inclusiv chestia asta de la Ikea, care zăcea într-un sertar și nu am folosit-o, nu o folosesc, însă o folosește Andrei când își prepară shake-urile pentru sală. Atât, o să întorc camera ca să deschid asta, să desfac asta, să îl spăl, să-l curăț, să îmi pregătesc un cappuccino și să vă arăt și ce cafea am luat de la Nespresso. A apărut ceva nou și am luat două cutii, dacă tot am fost, am zis să îmi iau și cafea că se termină repede. Eu de obicei beau două cafele pe zi. Am așa un ritual când mă trezesc, îmi fac cafeaua, stau liniștită, eu după ce mă trezesc mai stau un pic și imediat după ce o termin pe prima, îmi fac și pe cea de-a doua. Nu beau și în timpul zilei, dar uite că acum o să profit că am aparatul ăsta să beau cea de-a treia cafea. Și având în vedere că este ceva ce folosesc, ceva ce beau, ceva ce mi se pare util, am zis că e cazul să îmi iau și eu un astfel de accesoriu dacă tot mă convins vecina mea care a făcut cursul ăsta de barista și e super încântată și știe multe chestii. Așa că hai să întorc camera, să vă arăt cafeaua, să vă arăt aparatul așa deschis afară din cutie și să îmi pregătesc un cappuccino. Asta este cafea nouă, Sunny Almond Vanilla Over Ice. Nu o să folosesc gheață. Ce-i drept, nu am folosit niciodată gheață sau înghețată în cafea, dar nu e niciodată prea târziu. Mi-am mai luat o cutie din asta și preferata mea este asta, Costa Rica. Iar aparatul pe care îl am este ăsta, Nespresso Vertuo. Înainte am avut Nespresso Latissima Touch și nu foloseam recipientul ăla de lapte, de spumare de lapte, pentru că era mai mare deranjul. De fiecare dată trebuia să-l curăț, trebuia să... și după fiecare utilizare trebuia să mai fac un extra pas ca să dispară tot laptele plus curățat. Și pe asta mi l-am luat, cred că acum 2 ani. Acum 2 ani a apărut și cum a apărut mi l-am și luat. Cam așa arată, are baza asta și aici sunt 4 butoane. Poți să faci și spumă rece, să încălzești laptele, să faci spumă normală și spumă un pic mai densă. Este super mega silențios, nu se aude absolut nimic. Și presupun că atât timp cât pâlpâie butonul ăsta, se prepară spuma de lapte. Bună ziua, este o nouă zi, respectiv este vineri și nu am mai filmat de la ultimul cadru până acum pentru că m-am luat cu altele, m-am luat cu cititul și am terminat cărțile astea despre care vă spuneam în vlogul anterior, spre finalul vlogului, că urma să mă apuc de cartea asta, Să nu mă minți. Carte pe care am început-o duminică și am terminat-o luni, după care m-am apucat de asta, Colega de birou, și ambele sunt scrise de aceeași autoare care a scris și Menajera și Secretul Menajerei și urmează să apară cumva partea a treia din seria asta cu Menajera și numai bine că am terminat și cărțile astea două, așa că o să fac și un scurt rezumat și câteva impresii despre cele două cărți. După cum spuneam, prima carte pe care am citit-o a fost Să nu mă minți, un thriller care te ține cu sufletul la gură încă de la primele pagini. Nu mi se pare deloc cu detalii așa inutile, nu m-am plictisit și chiar m-am ținut așa în priză și voiam să aflu ce se întâmplă mai departe, pentru că e un thriller plin de suspans, de mister și citind așa cartea și acțiunea, mi-am imaginat așa toate scenele pe care le-am citit. Este vorba despre un cuplu recent căsătorit care ajunge undeva în pustietate în căutarea unei case și urmau să se întâlnească cu agentul imobiliar ca să discute detaliile, să vadă casa și așa mai departe, doar că agentul imobiliar cumva nu mai apare și se descurcă acest cuplu așa cum poate. Evident că apare așa o situație în care nu mai poate să iasă de acolo din casă, din locul ăla, pentru că, ce să vezi, vine ninsoarea, vine vijelia și trebuie să se adăpostească și atunci își caută refugiu în casa pe care voia oricum să o viziteze în vederea cumpărării acelei case. Iar pe parcurs află că această casă este foarte, foarte mare și e așa pe lux și opulență și descoperă că este casa unei psihiatre care dispăruse în urmă cu ceva timp și nimeni nu știa ce s-a întâmplat de fapt. Și pe parcurs ce intri așa în acțiune, descoperi tot felul de informații care la un moment dat, cel puțin pe mine, m-au făcut să mă gândesc că e așa ceva previzibil și că deja știu, doar că cu aceste thrillere niciodată nu este așa cum pare și mereu ai senzația că știi ce urmează să se întâmple sau te gândești cum o să fie finalul și pe urmă apare așa un element surpriză și rămâi așa cu gura căscată. O carte foarte bună, nu o să continui să vă povestesc, să vă dau mai multe detalii, pentru că dacă vă plac astfel de cărți, astfel de thrillere care te țin în suspans, mister, asta este o carte care merită citită, se o citește super ușor, nu sunt detalii plictisitoare și e foarte, foarte interesantă. Am dat 5 stele pe Goodreads, ceea ce înseamnă că m-a impresionat. Apoi m-am apucat de Colega de birou, scrisă de aceeași autoare, carte căreia i-am dat doar 3 stele pe Goodreads din pricina faptului că mi s-a părut destul de obositoare la un moment dat. Este vorba despre, ce să vezi, o colegă de birou care dispare în mod misterios, rămân în urma ei niște e-mail-uri și de fapt chiar așa începe cartea, cu o zi înainte și un e-mail de la colega către șeful ei și în acel e-mail semnalează o mică problemă și vrea să discute personal cu șeful ei, și stabilesc o întâlnire pentru a doua zi ca să discute despre subiectul ăsta, doar că dispare, evident. Colega dispare și sunt aici mai multe informații, îți prezintă personajele și trebuie să vă spun că personajul ăsta, colega care dispare, mi s-a părut destul de antipatic așa și asta din cauza faptului de cum era descrisă. De asemenea, acest personaj este obsedat de țestoase și am citit de nenumărate ori cuvântul țestoase, ceea ce la un moment dat devenea puțin iritant, pentru că se tot repetau detalii despre țestoase și tot vedeam acolo scris țestoase, 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 până la un punct în care devenise super iritant. Și dacă până spre sfârșit așa eram cumva curioasă să aflu ce se întâmplă și mi-am imaginat care o să fie finalul, evident că nu s-a întâmplat așa, aș putea să spun chiar că e un final mai cu happy end până la urmă, dar detaliile foarte multe și cuvântul țestoase care se repeta așa obsesiv, tocmai ca să proiecteze obsesia personajului respectiv, poate deveni obositor. Este un roman thriller tot așa de suspans, despre răzbunare, despre gelozii, despre secrete. Nu zic că e o carte rea, chiar dacă i-am dat 3 stele, dar comparându-le, asta mi se pare mult, mult mai interesantă. Și acum că le-am terminat pe astea, o să le pun pe Vinted ca să nu le mai adun acolo. Și apropo de Vinted, tot de acolo mi-am comandat Secretul Pacientei. Este o carte nouă care pe site-ul și la Cărturești am văzut că e 60 sau 70 de lei și am găsit-o pe Vinted la un preț bun, zic eu. În total cred că am plătit 45 de lei cu taxele de transport și cu taxa aia de protecție, cartea fiind listată cu 32 de lei și este tot așa un thriller. Mi-a apărut reclamă pe Instagram, dacă nu mă înșel, de la editura Litera și am citit așa puțin și mi-a atras atenția. Așadar, asta este următoarea carte pe care o să mă apuc să o citesc, poate chiar din seara asta sau de mâine. Iar acum că am terminat să vă povestesc despre cărțile astea, hai să trecem puțin la goodie bag-ul de la Sephora, să vă zic pe scurt 2-3 vorbe despre eveniment. Evenimentul a avut loc pe acoperișul mall-ului Vitan, în aer liber, și spre deosebire de evenimentul din octombrie la care am fost atunci când s-au pus pentru prima dată bilete la vânzare pentru a participa la un astfel de eveniment Sephora, ăla mi s-a părut mult mai, nu știu dacă mai bine organizat, dar mi-a plăcut cumva mai mult, pentru că și standurile și brandurile și tot ce se petrecea acolo erau aranjate un pic mai divers și automat cumva te plimbai printre toate produsele alea care erau disponibile de încercat, de văzut, de mirosit. Ce cred că a fost diferit acum este că s-a organizat același eveniment atât pentru influencer cât și pentru clienții Sephora care au apucat să-și cumpere biletul din timp. Au fost puse la vânzare 300 de bilete, deci 300 de persoane plus influenceri au ocupat marți seară acoperișul de la București Mall, de la Mall Vitan, și mie mi s-a părut foarte tare muzica, asta în primul rând. Am remarcat treaba asta încă de când eram jos în parcare căutând un loc unde să parchez. Se auzea muzica foarte tare, în momentul în care ajungeai acolo evident că muzica răsuna așa și de-abia puteai să conversezi cu persoana cu care te întâlneai sau cu persoana cu care erai, pentru că muzica era foarte, foarte tare și pentru că era atât de aglomerat, parcă nici nu puteai să stai să... sau cel puțin astea sunt gândurile mele și cum am perceput eu toată treaba asta, dar fiind foarte aglomerat Mi s-a părut dificil să văd foarte bine produsele care erau aranjate acolo. Pe o parte erau standuri cu produse care urmează să se lanseze sau s-au lansat vara aceasta în Sephora, iar pe partea cealaltă era ceva cocktail bar, era DJ-ul și parcă mai era și o mașină de vată de zahăr unde era super coadă, iar pe mijloc era un display așa foarte summery, foarte dreamy cu o mașină și acolo era locul de poze. Iar când am ajuns noi ne-am dus pe la 7, evenimentul a începuse la 6 și am zis hai să nu mergem să fim primele, hai să mai așteptăm puțin, plus că eu oricum terminam munca la 6, până am ajuns acolo s-a făcut ora 7, așa că n-am ajuns nici primele, dar nici ultimele. Și unde voiam să ajung cu chestia asta e că în momentul ăla am văzut că era o coadă foarte, foarte mare la făcut poze și evident nu am stat, adică mi s-a părut destul de pe grabă tot evenimentul și toată treaba asta, tocmai pentru că era super aglomerație, pentru că și muzica era atât de tare încât parcă trebuia să strigi atunci când vorbeai cu cineva. Și mai mult de jumătate de oră nu cred că am stat, după care am intrat în magazinul Sephora din București Mall, din Mall Vitan, după care ne-am dus să mâncăm ceva. Oricum mi se pare drăguță ideea asta de a pune la vânzare aceste bilete, astfel încât să oferi șansa și altor oameni care vor să participe la astfel de evenimente să trăiască așa toată experiența pe care o are un influencer, să zicem. Mi se pare drăguță ideea, prețul nu mi se pare astronomic, adică prețul biletului a fost 350 de lei, în baza căruia ai acces la eveniment, evident, și de data asta puteai să îți cunoști și influencerii preferați. Spre deosebire de evenimentul din toamnă, că nu știu dacă am menționat, dacă bine mi-amintesc, evenimentul din toamnă, din octombrie, când s-a făcut prima dată așa, a fost cumva împărțit. În prima parte a zilei sau cu o zi înainte a fost evenimentul dedicat creatorilor de conținut, iar a doua zi a fost același eveniment ținut pentru persoanele care cumpăraseră biletele. Și să mă întorc la evenimentul de acum la care am fost și vă spuneam că mi se pare o idee drăguță și în prețul biletului intră, evident, experiența asta de a fi la eveniment și de a descoperi noutățile și ai ocazia să vezi ce apare, să încerci, să miroși și așa mai departe. Și băuturile puse la dispoziție, erau și ospătari care se plimbau pe acolo cu mâncarea, dar vă zic sincer, nici nu am mâncat, nici nu am băut și nici la vate de zahăr nu am stat, pentru că mă simțeam așa copleșită. Iar la finalul evenimentului plecai acasă cu o traistă cu produse, un goodie bag. Evident că nu este același goodie bag ca cel al influencerilor, de exemplu, însă mi se pare destul de consistent. Anul trecut, de exemplu, când s-o ținut prima dată, că tot am tendința să fac comparația asta, la final primeai și un goodie bag și primeai și un voucher, contravaloarea biletului achiziționat. De data asta nu a mai fost așa, nu s-o mai oferi și un voucher de cumpărături, contravaloarea biletului, dar goodie bag-ul nu a lipsit și pot să vă spun de acum că este un goodie bag generos care nu dezamăgește. Și dacă ar fi să adune așa toate produsele care se află în goodie bag, în această traistă, valoarea depășește cu mult prețul biletului. O să încerc să fac așa un haul de ansamblu sau, mă rog, un cadru în care să vedeți cum arată conținutul sacoșei. Și o să scot rând pe rând să vi le arăt rapid. De când am primit sacoșa și m-am uitat așa, că e imposibil să nu arunci un ochi așa de curiozitate să vezi ce descoperi acolo, am văzut niște produse și eram așa super entuziasmată. Primul produs pe care l-am scos din sacoșă este acest pachet de la Belif, care vine așa. Este un pahar din ăsta reutilizabil în care poți să îți pui băutura. Este un pahar din plastic așa mai dur, nu este sticlă sau inox. Iar înăuntru se află două produse. Odată este crema full size de la Belif, The True Cream Aqua Bomb. Și cel de-al doilea produs este Aqua Bomb Jelly Cleanser. Ăsta este în varianta mini. Apoi următorul produs este de la Revox, Pro Vitamin B5 and Centella, care este un balsam multifuncțional care are 7% pantenol. Arată așa. Mă gândesc că merge foarte bine și pe coate, și pe genunchi, și pe mâini, și pe față, și pe zonele uscate care au nevoie de extra hidratare. Și apropo de produse, eu aveam impresia din anunțul celor de la Sephora că la sfârșit o să fie un goodie bag cu doar 5 produse full size, dar anunțul era că vor fi cel puțin 5 produse full size și pe lângă acele produse full size, evident și deluxe size-uri din astea mini-uri. Un alt produs full size este acest fard duocrom, pe care știți că mi-l cumpărasem deja, este nuanța 01 și este acest fard cameleonic care arată extraordinar de frumos. Vedeți care sunt reflexiile așa cu verde, auriu, maro. Și l-am și folosit într-o zi și de dimineață până seara o rămas lipit de pe ape, nu s-o strâns, nu s-o estompa sau ceva, chiar super mega rezistent și scrie pe el că este waterproof, desigur poate fi folosit și pe post de eyeliner și cred că o să fac asta poate chiar mâine. Nuanța este 01 Green Paradox, sunt disponibile 3 nuanțe, iar prețul acestui fard lichid multicrom este de 80 de lei. Ce vreau să mai menționez este că goodie bag-urile diferă ușor. De exemplu, prietena mea Roxana a primit un parfum de bărbați, eu am primit un parfum de femei și mai erau câteva produse care erau diferite. Ea, de exemplu, a primit și acest bronzing stick din colecția Sephora Care, Make It Bronze, nuanța 03 Beach Please, dar pentru că prietena mea Roxana nu se machează și nu folosește toate produsele disponibile pentru make-up, mi l-a oferit mie și m-am bucurat tare mult. L-am și folosit, sunt dată și acum cu el, mi se pare super mega cremos, mi se pare că se topește, mi se pare că se blenduiește așa și că rezistă foarte, foarte bine pe ten și arată bine, nu încarcă, nu se aplică așa pe, ci se aplică super uniform și mi se pare un dupe bun pentru sticurile alea bronzii de la Rare Beauty. Și ăsta, dacă nu mă înșel, e 80 de lei. Apoi, următorul produs din goodie bag este de la Dr. Denis Cross, Alpha Beta Universal Daily Peel. Sunt așa niște pliculețe, niște eșantioane, dacă nu mă înșel, am mai primit și când am făcut cumpărături. Și sunt 3 astfel de tratamente pentru exfoliere. Și are 5 AHA-uri și PHA-uri. Ingrediente active care ajută pielea să se exfolieze. Apoi de la RMS am această Kakadu Lux Cream care este în varianta asta micuță de 15 sau de 10 ml. Am văzut că este mare hype cu brandul ăsta. Mereu încurc cu RM Beauty care este brandul de make-up de la Ariana Grande. Dar asta este o cremă și am văzut că au și make-up și această cremă pe care cred că o să o și încerc. Apoi o altă cremă pe care o am aici este de la Clinique Moisture Surge. Este o cremă pentru hidratare. 100 de ore Auto Replenishing Hydrator. Mă întreb cum am ajuns la exagerările astea de make-up care ține 48 de ore. Sau chestii astea care mie una mi se par exagerate. Adică atunci când văd că un make-up rezistă, un fond de ten rezistă 36 de ore sau 48 de ore sau mai știu eu ce promisiuni din astea, eu stau doar și mă întreb dacă 48 de ore tu nu te demachezi, nu te speli pe față, ce se întâmplă? Îți pui make-up-ul vineri și te demachezi duminică sau luni, nu înțeleg. Și văd că și aici pe ăsta scrie ceva de genul Auto-replenishing hydrator de 100 de ore. Apoi, un alt produs full size de care m-am entuziasmat este acest gel de curățare de la Ole Henriksen. Este cu vitamina C, Truth Juice Daily Cleanser, care este cu apă de portocală și PHA. PHA-ul este un ingredient activ exfoliant mult mai blând. De-abia aștept să îl folosesc. Un alt produs care se regăsește în goodie bag-ul meu este acest tartalet XL de la Tarte. Este un rimel și dacă îmi aduc bine aminte și în goodie bag-ul din octombrie se afla un astfel de rimel, doar că, ba, tot așa, micuț. Doar că nu l-am folosit, chiar o să mă uit să văd. Și am înțeles că și costă este mare hype acum. Am aici și un ruj din colecția Sephora, numărul 06 și spune Electric Spectrum. Hai să îl și deschid să văd cum arată. Este un roșu superb, un roșu așa rece, doar că nu o să îl încerc acum, nu o să-l folosesc, nu știu dacă o să îl fac cadou mai departe sau o să rămână în colecția mea pentru mai târziu. Un produs full size de la Benefit este acest Benetint Rose Tinted Lip and Cheek Stain. Nu este un produs nou, nu este un produs care se lansează acum sau o să apară în vară. Sincer, mi-ar fi plăcut să găsesc aici în goodie bag un produs din colecția nouă de la, mă rog, un produs nou de la Benefit, pentru că au apărut niște iluminatoare cremă care pot fi combinate cu fondul de ten sau poți să le aplici înainte ca bază și au mai apărut niște rujuri așa velveti în niște nuanțe superbe. De asemenea, la Too Faced, nu știu dacă am filmat și am luat cadre de acolo, dar erau niște produse atât de frumoase și niște rujuri, niște nuanțe extraordinare. Dar cred că ar trebui să mă potolesc cu rujurile, deși era un ruj roz superb, pur și simplu minunat. Mai am un blush de la Pixi, On The Glow Blush, în nuanța Ruby și pe asta mi se pare că îl și am deja. Este un blush sub formă de stick, un blush cremos. De la Dermalogica am un Daily Microfoliant, care este un exfoliant pudră pe bază de orez, care are rolul de a uniformiza și de a reduce petele pigmentare și este pur și simplu o pudră pe care o aplici în palmele umede, se transformă așa în spumă și ai un produs de exfoliare, de exfoliere pe care poți să îl cari cu ușurință peste tot. Și are 13 grame. Presupun că nu e nevoie de o cantitate foarte mare pentru a crea această spumă și acest exfoliant, astfel încât probabil că ajunge o vreme și deși scrie daily, nu știu dacă aș folosi un exfoliant chiar zilnic. Apoi de la Sephora Collection, Care Tools, am niște patch-uri din astea de refolosit. Sunt niște patch-uri din silicon care arată așa și m-am uitat așa un pic pe spate să văd cum se folosește și procesul este simplu. Aplici o cantitate generoasă de cremă de ochi sau ser, după care aplici aceste patch-uri astfel încât produsul să se absoarbă și se lasă 10 minute. Și mi se pare o idee interesantă de a oferi mult mai multă hidratare și să se mențină așa tot produsul, toată crema să se absoarbă. Un alt produs pe care îl găsesc aici este acest creion multifuncțional de la Make Up Forever. Nuanța este Anywhere Caffeine și mă bucur că l-am găsit aici pentru că Este una dintre nuanțele mele preferate. Am 3 astfel de creioane pe care le folosesc pe post de contur de buze de la Make Up Forever. Sunt super mega rezistente și, după cum spuneam, sunt multifuncționale. Poți să le folosești și pe post de eyeliner și pe post de creion de sprâncene. Asta dacă e o nuanță potrivită. Și zicea prietena mea, Roxana, că o să mi-l dea și pe al ei, pentru că ea nu folosește și i-am zis că mi se pare super rezistent și chiar arată foarte bine pe buze multe ore. Următorul produs este de la Sol de Janeiro, Pistachio Salt Caramel, este Brazilian Crush Ceriosa, este un parfum de corp. Nu o să-l deschid tocmai pentru că mi-am adus aminte că mai am un astfel de parfum de corp de la Sol de Janeiro, care este cu tuberoze și apă de cocos și am zis că mai întâi termin pe ăla, deși cred că mirosul de la ăsta este mirosul clasic de la Boom Boom Cream, cremă care miroase extraordinară și cremă pe care am primit-o în octombrie în varianta full size în goodie bag-ul de la evenimentul Sephora. M-am bucurat să văd așa pe fugă acolo la eveniment un stand cu produse de păr, printre care și brandul Amika, care mi se pare că la un moment dat o dispărut și înțeleg că acum este din nou ceva mare hype pe TikTok sau undeva. Amika este un brand de păr pe care eu îl știu din 2017, când a apărut prima dată la Sephora. Am avut câteva produse care mi-au plăcut foarte mult, după care ori au rămas doar online și nu mai sunt în magazine, ori au dispărut, după care au revenit, nu-mi dau seama ce s-a întâmplat, dar m-am bucurat să văd toate produsele acolo frumos colorate în ambalajele astea acolo la stand și am primit și o mască de păr. De la Rituals, Ritual of Sakura este cam meu preferat de la Rituals și credeam inițial că este o spumă de duș, doar că este body lotion mousse. Prietena mea Roxana a zis că este incredibilă loțiunea asta. Nu am încercat-o încă și nu știu dacă să o încep chiar acum, pentru că dacă o încep chiar acum o să neglijez restul produselor de corp pe care le am, respectiv produsele alea de la Bath & Body Works. Am început să folosesc cremă de corp mai des și ulei de corp, dar hai să vedem și asta. Că m-a făcut prietena mea curioasă dacă... Adică mi se pare că Roxana e destul de greu de impresionat când vine vorba de produse din astea de skincare, make-up. Da, nu, mirosul e ceva... Doamne, e ceva divin. Îmi place foarte mult. Iar pielea se simte... Mi se pare că se simte un pic așa lipicioasă, dar se simte netedă și hidratată. Oricum, mirosul merită 100%. Și trecem mai departe la următorul produs. Vedeți că sunt deja foarte multe produse, nu știu de cât timp am început să vă prezint acest goodie bag, poate că am și vorbit mult despre fiecare, dar sunt ceva produse și mă bucur că am primit acest Brow Freeze Brow Styling Wax de la Anastasia Beverly Hills. Știți că mi-am cumpărat de curând produsul ăsta care vine cu perie, produsul de sprâncene, fixativul de sprâncene, care îmi place foarte, foarte mult și vă spuneam, cred că și în vlogul anterior, că eu nu am încercat varianta asta și nu am cum să le compar, dar uite că am găsit treaba asta în goodie bag. Și mai am aici trei parfumuri și un Better Than Sex mascara de la Too Faced. Asta este divin, extraordinar, nu știu ce nu l-am mai cumpărat, poate pentru că am tot încercat alte produse și cumva am uitat de el, dar mă bucur că l-am regăsit aici. Și vă spuneam că am 3 parfumuri, unul full size și 2 din astea micuțe de 10 ml. Odată este Bulgari Allegra, care este o noutate de vară, Chill and Soul. Am apucat să miros parfumul acolo la stand și chiar venise și o fată super mega drăguță care ne-a povestit așa despre parfumuri, despre note. Gama de lux, gama de nișă de la Bulgari miroase incredibil de bine. Chiar o să-l și pulverizez. divin miroase și mie mi-a rămas gândul la alte două parfumuri pe care le-am descoperit la evenimentul din octombrie. Se găsesc doar la Sephora din Băneasa, produsele astea, parfumele astea, sau online. Și mi-a rămas gândul la două dintre ele, dar încă nu am apucat să cumpăr niciunul. Și mai am unul de la Maison Margiela, replica From the Garden, care miroase a frunze de cireșe. Eu am mirosit deja parfumul ăsta, l-am mirosit la un moment dat în Notino. Este o noutate și produsele astea se găsesc acum și la Sephora, parfumurile. Da, efectiv, miroase a frunze de tomate, a grădină. Miroase fresh, mi se pare un parfum light așa și potrivit pentru vremea toridă. Și celălalt parfum este de la Calvin Klein, Eternity Aromatic Essence. Din ce am văzut pe Fragrantica și asta e o noutate și nu are nicio legătură cu Eternity-ul original la care a apărut prima dată, care mi se pare așa mai spicy, acum mulți ani. Și asta mi se pare destul de fresh. Și cam astea sunt produsele care se ascundeau aici, în această sacoșă, de care mă bucur super mult, deși mai am încă una. Am mai primit una când am fost la cumpărături și am făcut mai multe cumpărături. Chiar un goodie bag generos. Evenimentul așa a fost drăguț și pentru cineva care nu o participa vreodată la un astfel de eveniment, sunt convinsă că a fost ceva extraordinar. Și goodie bag-ul chiar mi se pare super consistent. De asemenea, mi se pare că merită prețul biletului de 350 de lei. Și în cazul în care se mai pun în vânzare pentru următoarele evenimente, probabil în toamnă, să știți că se vând super repede și sunt limitate. Adică dacă stați așa pe gânduri, nu stați pe gânduri, pentru că se vând destul de repede. Eu mă bucur că am stat așa cumva cu ochii pe Instagram și în momentul în care o anunțat, am vorbit cu prietena mea, Roxana, și ne-am și achiziționat biletele. Mai am aici încă două produse pe care nu vi le-am arătat. Sunt toți de la Sephora, doar că nu se aflau în acest goodie bag, ci am fost în magazin imediat după eveniment și mi-am luat două rujuri de la Pat McGrath. Se pare că am așa o mică obsesie pentru rujuri în ultima perioadă și culmea e că sunt fix aceleași nuanțe pe care le am. Cred că și în vlogul anterior vă spuneam că atunci când porți ceva, când folosești un anumit produs, ai tendința ca și dacă încerci de la alte branduri să iei cam aceeași nuanță și așa sunt eu cu rujurile. Adică am foarte multe nuanțe de nude, roșu și roz. Cam astea sunt nuanțele pe care le cumpăr și nuanțele pe care le port pe buze. Și mi-am luat două rujuri de la Pat McGrath. Odată este rujul ăsta roșu. Gama este Liquid Last Legendary Wear Matte Lipstick. Nuanța asta este Elson 4 și este rujul pe care îl poartă Taylor Swift. Nu sunt fană în muzică Taylor Swift, însă mi se pare așa, nice person și întotdeauna mi-a plăcut rujul pe care îl afișa. Mi se pare drăguță, mi se pare frumușică și am aflat că ăsta este rujul pe care îl poartă, acest Iconic Red, și am cumpărat rujul ăsta fără să fac swatch-uri sau să-l găsesc în magazin, nu era tester, dar am dat un search rapid pe Google, m-am uitat să văd exact, l-am cumpărat și am zis hai să mai iau încă unul, și anume un Divine Nude, un ruj pe care îl port și acum, îl port și astăzi. Astea sunt primele mele rujuri de la Pat McGrath, care este un brand destul de popular și pricey. Un astfel de ruj costă 198 de lei și eu mă gândeam că dacă este Pat McGrath, este ceva așa senzațional, ieșit din comun și nemai văzut, nemai găsit, nemai întâlnit. Și mă așteptam ca rujurile astea să țină de dimineață până seara fără probleme. Adevărul este că se transferă în sensul în care, nu știu, fumezi, bei, mănânci, rămâne rujul acolo, nu rămâne în continuare pe buze și pe obiectele astea, nu rămâne nimic. Însă nu este un ruj care să dispară cu totul. Ăsta roșu sunt convinsă că ține de dimineață până seara în condițiile în care nu mănânci sau dacă mănânci, mănânci cu grijă și fără uleiuri sau alte chestii. Și ăsta nude mi se pare că nu este atât de pretențios precum un ruj roșu și rezistă exemplar de dimineață până seara. Și partea bună este că nu sucă și se simte foarte confortabil așa pe buze. Și o să mă opresc momentan acum, pentru că simt că rămân așa fără aer, fără voce și îmi vine să tușesc. Dar înainte de asta, sunt curioasă să-mi lăsați în comentarii, să-mi spuneți cum vi se pare așa prezentarea produselor din goodie bag, cum vi se pare goodie bag-ul oferit și cum vi se pare ideea asta de a pune la vânzare bilete la astfel de evenimente Sephora. Și de asemenea, dacă ați ajuns marți, dacă ați ajuns la Summer Event-ul Sephora, mi-ar plăcea să-mi spuneți ce impresii aveți, cum vi s-a părut, dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, dacă sunteți mulțumiți de conținutul goodie bag-ului și m-aș bucura să aflu așa și impresiile voastre. Cam atât momentan. Revin.